Dar chiar în timpul ăsta, alții suferă foarte mult. Imaginați-vă să fiți un copil, o fată sau un băiețel ostatic la Hamas și aproape fără nicio șansă de supraviețuire. Toată omenirea, toți suntem ostatici ai diavolului aici pe pământ. Și cei mai mulți nu-și dau seama de lucrul acesta. Din nefericire, și cei care au votat pentru Hamas suferă acum niște consecințe. Vom începe prezentarea aceasta care, reprezintă un subiect foarte complex și foarte greu. Nu putem avea pretenția să-l epuizăm și nici să ne întindem pe săptămâni sau luni cu subiectul acesta. Sperăm să-i pună Dumnezeu capăt mai repede. Dar câteva idei cu referire la ceea ce se discută zilele acestea în lumea creștină, în lumea evreiască, în lume, în general, în Europa, în America, în România și printre adventiști în același timp, e important ca să avem o oarecare orientare, în așa fel încât, în loc de a ne plasa foarte vehement de o parte sau de alta, ceea ce puțin ajută, mai ales când toate părțile au dreptate. Să ne rugăm la Dumnezeu pentru. Nu știu ce ați făcut săptămâna asta și cealaltă, dar știu pe cineva care s-a rugat la Dumnezeu aproape mereu numai pentru asta. Obadia, versetele 15 și 16, are o formulare profetică acolo pe care o iubesc foarte mult. Dacă ar lipsi doctrina judecății din creștinism, din adventism, nu contează nici mântuirea, nici nimic, nici celălalt. Dacă ar lipsi doctrina judecății, a dreptății lui Dumnezeu. Ziua Domnului este aproape pentru toate neamurile. Cum ai făcut, așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Căci, după cum ați băut paharul mâniei, voi cei de pe muntele meu cel sfânt, tot așa toate neamurile îl vor bea necurmat, fără întrerupere. Vor bea, vor sorbi din el și vor fi ca și cum n-ar fi fost. Cuvintele acestea fac parte din, sunt chiar în centrul cărții lui Obadia și reprezintă esența cărții, a subiectului. Cartea se adresează vecinilor lui Israel și anume Edomului. Nu s-a stabilit exact în ce perioadă a fost scrisă cartea. Eu cred că se referă la situația din imediat după căderea Ierusalimului, când la necaz vecinii, fratele Edom stătea să prindă pe fugarii din Ierusalim, să-i predea babilonienilor ca sclavi, să-i ajute pe dușmani. E adevărat, la vremea aceea, Dumnezeu îi lepădase pe evrei, chiar așa a și spus. Nu te mai ruga, Ieremia, pentru ei, pentru că chiar dacă ar fi Samuel și Iov și s-ar ruga pentru ei, nu i-aș asculta. Izgonește-i dinaintea mea, ducă-se. Așa a spus. În alte profeții însă Dumnezeu zice că îi va primi înapoi și vor fi ca și cum nu i-aș fi lepădat. Dar în momentul acela îi lepădase. Să suporte consecințele faptelor lor. Că tot așa a făcut Dumnezeu cu cananiții care locuiau înainte de ei în țară. Și așa că s-a întors roata în dreptul poporului lui Dumnezeu. Dar, cu toate că poporul lui Dumnezeu era acum lepădat, ca să spunem așa, și era pedepsit pe drept de Dumnezeu, pe de o parte Dumnezeu era mâniat și pe babilonieni că au întrecut măsura cu pedeapsa pe care au dus-o ei, că ei nu din râvnă pentru Dumnezeu au venit
să asedieze Ierusalimul și să-și însușească țara lui Israel. Și, de asemenea, pe acești domiți care de multă vreme țineau în ei ostilitate, ură împotriva lui Israel. Deci, Dumnezeu era mâniat pe Israel pentru că deja căzuse în idolatrie și în tot felul de fapte rele, dar un popor idolatru, pentru ce motiv să fie ostil împotriva lui Israel, nu? Mă rog, trecem peste subiectul acesta mai departe. Recent am văzut că a apărut printre noi, nu știu ce editură a scos cartea asta, Daniel și Apocalipsa, a lui Uriah Smith, în limba română. Până acum nu a existat și, din câte știu, nu editura noastră a produs această traducere. Mă rog, asta nu este o problemă. Este o carte clasică a noastră, o carte foarte veche și, de asemenea, ceea ce vedeți în dreapta, timpul nostru în lumina profețiilor, poate că unii dintre dumneavoastră care sunteți mai vechi în biserică, rețineți coperta aceasta, carte scrisă de fratele Spicer, care a fost președinte al Convenției Generale cândva, și ambele cărți au un anumit scenariu cu privire la așa-numitul Armagedon, ultimul conflict mondial, când puterile lumii se vor aduna undeva în Valea Megiddo și va fi acolo ultima încăierare. Scenariul este cel menționat în Apocalips, capitolul 16, acolo se referă la plaga a șasea. În cărțile acelea se afirma că Eufratul ar reprezenta Imperiul Otoman și secarea Eufratului, adică dispariția Imperiului Otoman, ar face posibil venirea împăraților de la răsărit, care chipurile ar fi rasa galbenă, dacă mai țineți minte că se formula chestia rasa galbenă, că China, Japonia și alții ar veni din Orient și, pentru că Imperiul Otoman nu mai este, ar fi liber să ajungă în Israel. Așa că se vor întâlni acolo trei direcții, venind din lumea occidentală, venind de la răsărit, da, și nu se poate să nu vină ceva și de la nord. Unii au făcut relația cu invazia lui Gog din Ezechiel 38 și 39, așa că avem scenariu complet aici. Dacă cineva vrea să creadă chestiunea asta, nu este niciun păcat. Dar, cum să spun, există multe teorii nevinovate care de-a lungul timpului s-au consumat ca și șervețelele și au trecut numai acum. Sigur, de fiecare dată când se întâmplă ceva în Orientul Apropiat, se reînvie o veche opinie, de exemplu când au intrat americanii în Irak, sau și mai devreme, când a fost războiul din Golf, dacă țineți minte, și atunci au fost agitații. Și acum este o foarte bună ocazie. Dacă asta îndeamnă pe unii la pocăință, nu mă interesează că au înțeles greșit de unde vine Gog și pe cine reprezintă. Dar lucrurile sunt în Biblie prezentate diferit. În primul rând, Armagedonul nu este numele unui război în Apocalipsă. În Biblie spune că împărații, duhurile cele rele vor aduna pe împărații Pământului în locul care pe evreiește se numește Armagedon. Deci, e vorba de un loc, dar nu un loc geografic, ci un loc spiritual, așa cum este Babilonul, Eufratul în Apocalipsă, Sodoma, Egiptul și așa mai departe. Așa încât nu trebuie să pariem pe chestiuni geografice, geopolitice, moderne, pentru că nu au acestea sub, nu au șanse de izbândă. Câteva cuvinte pe care le veți recunoaște ca sursă cu privire la Armagedon. Avem nevoie să studiem revărsarea potirului al șaptelea,
puterile răului nu vor ceda în luptă fără o încăierare disperată, ca Hamas, da? Dar providența va avea un rol în războiul de la Armageddon, când pământul va fi luminat de slava îngerului din Apocalipsa 18, elementele religioase, bune și rele, se vor trezi din amorțeală și oștirile viului Dumnezeu vor ocupa poziția. Ce fel de război este acesta? Două puteri adverse se confruntă în ultima mare bătălie. De o parte stă Creatorul cu toți cei ce sunt ai Lui și poartă sigiliul Lui, de cealaltă parte stă Prințul Întunericului cu cei ce au ales apostazia și rebeliunea. Și apoi se citează textul din Apocalipsa 16 cu Armagedon. Războiul de la Armagedon va avea loc în curând. Acela pe a cărui haine e scris numele Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor conduce oștirile cerului. Și se descrie apoi scena din Apocalipsa 19, călare pe cal alb și cunoașteți mai departe. Fiecare formă a răului va face salt la o intensă activitate. Fiecare formă a răului. Îngerii răi își unesc puterile cu oamenii răi și întrucât s-au tot războit și au câștigat experiență în înșelăciune și în luptă și unii și alții, și îngerii răi și oamenii răi, întărindu-se astfel în cursul secolelor, ei nu vor ceda în ultima mare bătălie fără o încăierare disperată. Toată lumea va fi de o parte sau de alta. Războiul de la Armagedon va avea loc cu siguranță și ziua aceea nu trebuie să ne găsească dormind. Trebuie să fim cu totul trezi ca fecioarele înțelepte, având un de lemn în candele și în vase. Puterea Spiritului să fie asupra noastră și căpetenia oștirii Domnului va sta în fruntea îngerilor cerului pentru a îndruma bătălia. Ne stau în față scene de un interes uimitor. Toate sunt declarații ale Ellen White din diferiți ani și din diferite surse. Prin urmare, războiul zilei celei mari a Dumnezeului Atotputernic este nu un război între Israel și Hamas, nici între lumea occidentală și lumea orientală, ci este un război între cer și pământ. Este ultima confruntare. Pentru că trebuie să ne referim acum și la profeții și la problema din Israel, câteva cuvinte despre istoria lui Israel, partea mai puțin cunoscută, pentru că istoria biblică a lui Israel, deși inițial am pus mai multe slide-uri cu așa, dar le-am ascuns pentru că nu avem timp să ne ocupăm de ele. După distrugerea regatului iudeu din Iudeea, zis, că Iudeea, Galileea, zona aceea, știți că a fost stăpânită ultima vreme de Macabei, de irozi, de regi iudei, apoi au venit romanii, încet, încet s-au infiltrat și au întins tentacolele lor acolo și în urma revoltelor de așteptat ale evreilor. Acum noi putem să judecăm lucrurile astea din punct de vedere biblic și să spunem că n-aveau dreptate, că trebuia să întoarcă și obrazul celălalt. Astea sunt lucruri pe care le discutăm în relațiile dintre noi și alții, cum a zis Domnul Hristos, da? Dar când este vorba de un popor, discutăm așa cum discutăm și despre alte popoare, nu? Dacă avem pretenția și corect după Biblie că Israel nu mai este întâiul născut, nu mai este poporul ales al lui Dumnezeu, atunci este cel puțin ca și celelalte popoare, nu? Și cum avem respect față de celelalte popoare, care au și ele niște drepturi, trebuie să avem respect și față de poporul acesta. Corect? După revoltele care au avut loc, am zis în mod de așteptat și explicabil, la anul 70 și apoi au mai fost revolte la
scară universală, să spunem așa, pe la anii 115, 116, 117 și 135, marea revoltă a lui Bar Kokhba, care s-a crezut Mesia, a fost proclamat Mesia, și care a fost înnăbușită de împăratul Hadrian. Cu ocazia aceea, Ierusalim a fost distrus complet, templul deja era cea mai mare parte avariat și nu li s-a mai permis evreilor nici să calce în zona aceea măcar și s-a zidit în apropiere un templu păgân al romanilor. Ceea ce vedeți acolo, săgețile respective, arată direcțiile în care evreii s-au răspândit cu ocazia aceasta. Sigur, în multe cazuri au fost luați sclavi și duși la Roma sau în alte locuri. Ceea ce vedeți cu săgeata aceea verde reprezintă o diasporă, un exil mai vechi al evreilor, de pe vremea asirienilor și babilonienilor. Aici puteți să observați cam cum era, cum putem vedea diaspora iudaică după evenimentele acestea. Observați în ce zone s-au răspândit evrei la început, după distrugerea statului iudeu. Apoi s-au răspândit în Europa în diferite locuri. Săgețile arată aici de unde au venit în, mă rog, au venit dinspre Ierusalim inițial și apoi s-au răspândit în diferite locuri. Sunt și date acolo specifice, foarte interesante hărțile acestea. Dar interesant să observăm că această difuziune a evreilor pe glob n-a fost numai în Europa, a fost și în Asia și în Africa chiar, în nordul Africii. Însă în nordul Africii, din nordul Africii, probabil misionari evrei de acolo sau cum s-o fi întâmplat, e greu de spus că la ora aceasta se poate găsi în Nigeria un trib destul de mare, tribul Igbo, care e trib african, dar care are obiceiuri iudaice, practic. Ceea ce e o problemă de studiu pentru istorici. Nu se știe exact cum s-a ajuns în situația aceasta. Se crede că probabil a fost o influență iudaică de undeva, pentru că ei ar putea să spună că noi suntem evrei, tribul nu știu care, astea sunt povești, dar obiceiurile lor sunt destul de iudaice, ceea ce arată o influență și în Africa. Dar o influență mai mare și mai importantă a fost în Asia. Sigur, a fost o influență în Orientul apropiat, despre care nu discutăm acum, n-am găsit o hartă potrivită pentru aceea. Dar un lucru care este bine cunoscut, evreii au influențat un stat turcesc care a existat, observați, între Marea Neagră și Marea Caspică, la nord, și anume Imperiul Hazarilor. Turcii, interesant că dintre turci, cei mai mulți au trecut la islam, otomanii și alții, selgiuchizi, dar au fost unii care au trecut la creștinism, găgăuzii din Basarabia, și hazarii care au trecut la iudaism. Dar după cât se pare, nu toți hazarii s-au făcut de evrei peste noapte, așa cum s-a întâmplat și cu creștinii, elitele lor s-au iudaizat și după aceea, prin influență sau constrângere, poate cine știe, au fost și alții iudaizați. Și după ce statul Hazar a fost distrus, pentru că a fost și influența rușilor de la nord și altora, după ce statul a fost desfințat, Hazarii împreună cu maghiarii și alte triburi au năvălit în Europa și s-au așezat în Europa, iar hazarii aceștia, fiind evrei, s-au contopit cu evrei din Europa, în special în partea de est, cu evrei de rită așkenazit.
Unii socotesc chiar că toți evrei ar fi de origine hazară și că n-ar fi adevărați evrei și că ei sunt, mă rog, sunt americani albi sau americani negri care spun că ei sunt adevărații evrei, adevăratul Israel și că evreii sunt ba edomiți, ba hazari, ba altceva. Prezența lui Israel în lume a stârnit tot felul de răutăți și tot felul de povești. Cineva urăște pe Israel, dar și pe toți oamenii. Asta nu trebuie să uităm. Evreii s-au răspândit în Europa, așa cum am discutat, dar observați acolo și niște săgeți care vin înapoi de culoare roșietică, maro. Se vede? Acelea reprezintă timpurile și zonele de unde au fost alungați. Pentru că, să nu uităm, era Europa creștină, nu? Când Imperiul Roman s-a creștinat, să nu credeți că pentru evrei a venit o relaxare a situației. Dimpotrivă, evreii au fost mai persecutați în Imperiul Creștin și apoi în Europa creștină, de creștini, decât fuseseră persecutați de romani. Chiar islamul mai târziu nu a persecutat așa pe evrei. Chestiunile astea care se întâmplă astăzi sunt de dată recentă. Nu reprezintă vreo ostilitate foarte veche. Da, nu știu cum este să te simți în pielea unui evreu care, indiferent ce ai face, tot vinovat ești și tot trebuie să pleci de aici, să te duci în altă parte și de acolo în altă parte și tot așa. Le-a dat Dumnezeu minte că au fost întotdeauna foarte buni comercianți și banchieri, pentru că creștinii n-aveau voie să fie banchieri, că asta este păcat. Și atunci se foloseau de evrei. Și evreii s-au orientat și ei în direcțiile în care era permis. Așa că creștinii, fără să vrea, i-au îmbogățit pe evrei. Și după aceea au început să-i urească, pentru că sunt bogați. A mai venit și teoria că ei conduc lumea și manipulează, mă rog, încearcă să-i convingi pe oameni că nu e așa. Poveștile sunt mult mai ușor crezute. Deci și oamenii nu au simțul istoric sau al cercetării adevărului. Da, e vorba tot de acele expulzări dintre anii 1100 și 1600. După asta apare Inchiziția. Inchiziția spaniolă. Inchiziția spaniolă a fost creată în mod special pentru evrei și pentru mauri sau morisci, adică urmașii arabilor, care, vă știți, Spania a fost multă vreme sub stăpânire arabă. Și evreii, mulți dintre ei au fost obligați sau cumva siliți de împrejurări să se creștineze, să se boteze. Și mulți s-au creștinat, dar și-au păstrat unele obiceiuri specifice evreiești. Cu privire la alimentație, cu privire la sabat, la citirea Torei, așa ascuns, să nu știe frații creștini ce se întâmplă. Ei au fost primele victime ale Inchiziției. Ceea ce observați aici în stânga este emblema Inchiziției spaniole, poartă data 1478 și inscripția înseamnă Tribunalul Sfântului Oficiu al Inchiziției. Cuvântul Inchiziție înseamnă cercetare sau interogatoriu, ca să spunem așa. Iar pe inelul secund este scris un text latin din psalmi, care înseamnă scoală-te, Doamne, și judecă sau apără-ți cauza ta. Deci asta făcea Inchiziția, apăra cauza lui Dumnezeu. O asemenea apărare a cauzei lui Dumnezeu nu este de mirare că după secole a trebuit să creeze mai degrabă anticreștinism în Europa.
E ușor de înțeles lucrul ăsta. Evreii au fost tratați ca și creștini eretici. Nu sunt sigur dacă au fost tratați mai cu blândețe decât valdezii sau catarii sau mai rău. Nu pot să știu treaba asta, dar în orice caz, tot în categoria asta erau puși. Cei care se creștinaseră și care în ascuns mai țineau obiceiuri evreiești, au fost numiți maranos, adică porci sau spurcăciuni. Asta e denumirea istorică. Acuzațiile creștine contra evreilor. Asta e bine să le luăm în discuție, pentru că uneori și noi ne pomenim că începem să justificăm biblic ororile care s-au întâmplat de-a lungul timpului. Care sunt acuzațiile creștine clasice, tradiționale? Evreii l-au ucis pe Dumnezeu. Dacă Iisus, Mesia, este Fiul lui Dumnezeu, deci Dumnezeu, înseamnă că evreii l-au ucis pe Dumnezeu. În urmare, asta este un păcat care poate justifica orice acțiune împotriva lor, a fiilor, nepoților și strănepoților lor, până când. Nu se știe. Acuzația asta este un sofism, pur și simplu. Este adevărat că cei care au participat la toată mascarada asta a condamnării lui Iisus au fost o serie de așa de plebe din Ierusalim și de înalți conducători evrei care erau prezenți acolo și care s-au ambalat ca să convingă pe Pilat să-l condamne pe Iisus. Dar spuneți-mi, că Biblia nu spune că toți evreii au avut atitudinea asta. Ba încă și dintre cei care l-au condamnat s-au pocăit nu puțini, după aceea citim în Faptele Apostolilor, nu? Iar Dumnezeu, nu vă supărați, Dumnezeu nu poate fi ucis de nimeni. Iisus a fost omorât ca om. Ca Dumnezeu nu putea fi omorât. Nici dacă era înger, nu putea fi omorât de niște oameni. Dar mite ca Dumnezeu. Așa că acuzația aceasta nu își are rostul. Și au cerut blestemul asupra lor. N-au zis ei, sângele nostru să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri? Dar cum învață Biblia despre sângele lui? Da. Cum învață Biblia despre blestem? Biblia arată clar că blestemul neîntemeiat nu se lipește, da? Sau că blestemul nu vine asupra copiilor și nepoților asta fără să existe o aceeași atitudine și aceeași... Deci este condiționat, altfel spus. Și, pe urmă, Domnul Hristos însuși a arătat că se va întâmpla așa și ceea ce El a prezis s-a întâmplat peste 40 de ani cu Ierusalimul. Deci generația aceea vinovată de sângele Domnului Hristos, ca să spunem așa, direct că l-au condamnat, au strigat moartea lui și indirect prin faptul că au respins propovăduirea Evangheliei a apostolilor, lucrarea Duhului Sfânt printre ei, generația aceea a pierit odată cu Ierusalimul la anul 70. Fie au murit, fie au fost răstigniți, vai de capul lor, foarte mulți au fost răstigniți de romani și alții au fost duși sclavi la Roma. Deci a primit, cum să spun, cu vârf și îndesat, dacă este să zicem că asta a fost blestemul care, așa, l-au primit. Să zicem noi acum că tot ce li s-a întâmplat de atunci încoace e blestemul care... Da, într-un anumit sens, sigur că orice respingerea Evangheliei aduce blestem, indiferent dacă ești evreu sau altceva. Dar creștinii au primit Evanghelia în numele cărei Evanghelii s-au purtat așa cu evreii și cu dizidenții lor. În numele cărei Evanghelii?
N-a zis Domnul Hristos, dacă ați făcut așa ceva unuia din cei mai neînsemnați frați ai mei, mie mi-ați făcut. Și atunci cum vine cu... Și dacă creștinul spune că acum nu mai este evreul întâi născut al lui Dumnezeu, poporul ales, acum noi creștinii, biserica, suntem Israel. Așa au învățat primii creștini și așa s-a continuat și așa au crezut creștinii și după ce au ajuns un imperiu roman, Constantin cel Mare era noul David și așa mai departe. Totul era Israelul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Bun. Dar în cazul ăsta, dacă ți-ai luat numele lui Israel, îți iei și răspunderea legământului, așa cum s-a întâmplat și cu evrei, da? Nu ai pretenții numai la binecuvântările lui Dumnezeu, ci trebuie să-ți însușești și blestemele care au fost lansate împotriva acelora din poporul lui Dumnezeu care sunt neascultători și care... Iar după calculele mele, așa, creștinii au făcut mult mai rău decât evrei în antichitate în privința asta. Așa că cine mai sunt aleșii lui Dumnezeu astăzi, dacă ne-am referit la un popor sau altul, e greu de spus. Poartă semnul lui Cain. Am urât pe Hristos, nu știu ce, și poartă semnul. Care ar fi semnul lui Cain? Aici e foarte interesantă chestiunea. Încă de la părinții bisericii, de la Justin Martiru și alții din vremea aceea, s-a făcut o relație între ziua sabatului și ideea că ziua asta ar fi un semn de înfierare, un stigmat asupra evreilor, ca să se știe că ei poartă semnul lui Cain. Păi vă imaginați dacă în secolul II, Justin Martiru, un creștin, fost filozof, și acum făcea pe teologul creștin, avea asemenea afirmații, vă dați seama ce poziție putea să susțină atunci biserica față de sabat. Sigur că poziția lui era extremă cumva, biserica nu împărtășea în întregime, dar cam asta a fost direcția. Ceea ce vedeți în dreapta este o caricatură făcută în nu știu, din ce epocă, în orice caz. Jos scrie Saturnus, care reprezintă pe zeul Saturn al romanilor, echivalent cu Cronos al grecilor, despre care se spunea că își mănâncă pruncii. Dar de ce este asemănat, de ce este caricatura asta făcută așa? Pentru că ziua sabatului era numită la romani Dies Saturni, ziua lui Saturn, de aici în engleză Saturday, da? Și se făcea în felul ăsta se aducea un blam în felul ăsta asupra evreilor și asupra sabatului, ca fiind semnul lor, semnul blestemului, al înfierării. Vă dați seama ce se putea întâmpla în vremea aceea cu niște creștini care se apucau să țină sabatul? Că s-au mai întâmplat și cazuri dintre astea. Chiar expresia sabatul vrăjitoarelor, deci în Evul Mediu au existat multe vrăjitoare, cine știe ce erau, pentru că atunci când încăpeai pe mâna Inchiziției și trebuia să mărturisești și ce n-ai făcut, multe săracele spuneau orice li se cerea, numai să fie lăsate în pace. Că erau acuzate, că erau vrăjitoare, nu? Sau unele chiar practicau, unele așa, dar na, atunci nu era recunoscut niciun drept, nicio libertate de conștiință, de credință. Și de ce adunarea de noapte a vrăjitoarelor a primit numele de sabat? Și până astăzi a rămas așa. Dacă vă uitați și în dicționarul românesc, asta este printre primele definiții acolo.
Se spunea că evreii, când au Paștele, fac Pasca aceea cu sânge de copii creștini pe care îi răpesc și îi sacrifică. Și toți creștinii credeau toată asta. Era atâta amar de populație incultă și manipulată de preoți, adesea erau mai răi și mai periculoși decât episcopii sau decât creștinii, care uneori a fost nevoie ca papa să-i apere pe evrei. S-a întâmplat și asemenea situație. Și lucrurile astea nu s-au întâmplat o singură dată. Vă dați seama, de fiecare dată când venea Paștele creștin, creștinii își aminteau că de ce a murit Hristos. Evreii l-au omorât. Și atunci aveau loc procesiuni, aveau loc uneori pogromuri și asalturi asupra caselor evreilor. Asta era situația evreilor la fiecare mare sărbătoare creștină de Paște. Doamne ferește de un asemenea creștinism. Dar nu numai în Evul Mediu, chiar și mult mai târziu, după ceea ce vedeți acolo în stânga, le prezintă o scroafă la care sug niște rabini, niște evrei. Asta se numește în germană Judenzau. Juden înseamnă evrei, da? Și Zau înseamnă scroafă. Judenzau. Iar o astfel de sculptură, Judenzau, se găsește la mai multe biserici din Germania. Cea pe care o vedeți aici, știți de unde este? Nu vă vine să credeți. Este de la biserica din Wittenberg. Și a rămas până în zilele noastre. Pentru că, s-a zis, este artă din vremea aceea, este, germanii nu mai sunt așa neapărat atât antisemiți sau... Dar, mă rog, ce a fost, a fost, dar aia a rămas ca amintire din vremurile acelea. Să blamăm pe unii sau pe alții, mă rog, asta modern nu mai este. Dar ceea ce este scris deasupra mi se pare și mai interesant. Pentru că sus de tot este scris rabinii, da? Iar scrierea mai mare, inscripția mai mare acolo, care e scrisă cu caractere gotice, Shem HaMeforash, este o expresie ebraică. La evrei, Shem HaMeforash înseamnă numele inefabil, adică numele care nu poate fi rostit, numele sacru al lui Dumnezeu. Ori să faci așa în calitate de creștin, să scrii acolo numele care nu poate fi rostit și jos să-ți bați joc de un popor care, indiferent ce părere ai despre el, dar asta înseamnă în același timp și o tăgăduire a esențelor creștinismului, ca să nu mai vorbim de religie și de... În dreapta, vedeți așa numita stea lui David, evreii spun Magen David, adică scutul lui David. Este o, mă rog, o hexagramă care a fost cunoscută din antichitate și evreii și-au însușit-o ca simbol al religiei lor. Iar în vremurile de persecuție, care n-au fost puține, evreii au fost obligați să poarte pe mână de obicei ca să se știe, să se vadă de la distanță că ești evreu și lumea să se poarte cu tine ca atare. Asta era o obligație, să porți. Da. Da, imaginați-vă să fi fost evreu în vremurile acelea. Ceea ce vedeți aici în stânga reprezintă o hartă a unei suprafețe care este acum în Ucraina. Este o zonă în care Marele Imperiu Țarist i-a silit pe evrei să se limiteze la zona aceea și așa a fost multă vreme. Zona s-a numit Pale.
între anii 1791 și 1917, deci până la Revoluția Bolșevică, asta a fost situația lor acolo. Dar, odată ce au putut să plece, s-au refugiat de acolo, au plecat în toate părțile lumii, au plecat cei mai mulți în Statele Unite, observați, 1.749.000, mă rog, nu mai vă spun datele, cifrele sunt acolo, nu au așa mari importanță cifrele în cazul ăsta, dar după perioada asta, n-a trecut mult, a venit perioada între cele două războaie mondiale, a fost o perioadă în care antisemitismul a crescut mai mult, au apărut statele astea fasciste, naziste în Europa, da? A apărut național-socialismul, cum se numește în germană, nazismus, noi zicem nazism și asta nu sună, dar când zici în germană nazismus, asta vine de la nații, care înseamnă nație, națiune, înțelegeți? Deci asta este rodul naționalismului. Aici se vorba național-socialism, așa s-a numit nazismul ăsta german. Și aici observați o demonstrație foarte nevinovată, nu? În favoarea conducătorului iubit, că asta înseamnă Führer. Deci o generație întreagă a fost fanatizată în felul ăsta. S-au scris cărți împotriva evreilor. Tot felul de povești au fost răspândite. Pe atunci nu era internet, nu exista Facebook încă, mergea puțin mai greu informația, dar totuși mergea cu eficient. Dezinformarea era la fel de eficientă. Odată cu asta a venit și ceea ce evreii numesc Shoah. Shoah înseamnă pustirea sau dezastru. Așa, sau folosesc și cuvântul grecesc, holocaustos. Holocaustos în greacă înseamnă arderea de tot. Știți cu toți ce s-a întâmplat acolo, mă rog, acum există foarte mulți care neagă lucrul ăsta. În Europa, ca să nu mai vorbim de islamiști în general, sau de, neagă. Asta e un mare pericol. Nici despre ororile medievale ale bisericii nu se mai vorbește astăzi. Există așa o tăcere. Circa 6 milioane de evrei au fost distruși acolo. 700.000 de țigani, sârbi, polonezi, ucraineni, belaruși, martori oculari care au văzut ce se întâmplă și aceia au fost distruși, dizidenții politici, și martorii lui Iehova, pentru că e o anumită atitudine față de stat, față de așa. De asemenea, persoane cu dizabilități, mă rog. În România am fost și noi la înălțime în privința asta, nu chiar în primul, chiar în față, așa, mai la coadă, dar am avut grijă să luăm exemplu. Da, am avut, din nefericire, o perioadă naționalistă foarte dură la un moment dat, nu? Legionarismul ăsta, garda de fier, generalul Antonescu, mareșalul, s-a amestecat și el în povestea asta. A vrut să facă o politică în favoarea României, naționalistă, nu i-a ieșit războiul, cel din urmă a fost un dezastru. Legionarii au plecat de la un naționalism ortodox, romantic, cu cântece frumoase și cu nu știu ce, și au ajuns la crime oribile și s-au descalificat în fața istoriei. Dar astăzi sunt destui care încearcă să ia apărarea și lor și lui Antonescu. Și după Revoluție a apărut o statuie a lui Antonescu aproape de gară, aici. După aceea a dispărut, probabil în urma unor discuții. Mă, românii l-au ascuns pe astea, așa, dar sunt supărați pe evrei și pe occidentali că le tulbură istoria, că
Au avut și ei eroi și acum Biserica Ortodoxă a fost serios implicată în povestea asta. Dar trebuie să spunem un lucru, că și în România, ca și în alte locuri din Europa de altfel, dar în România în special, au fost destui care au luat apărarea evreilor și au făcut cum au putut ca să-i salveze, pe cât mai mulți, până și regina, nu mai știu, regina Maria, în fine, o regină, a căutat să facă tot ce poate ca să salveze pe cât mai mulți. Dar, din nefericire, mulți au pierit în masacre oribile la Odessa și Basarabia, care era atunci la noi. Și chiar în Moldova noastră iubită de dincoace de Prut, au avut loc scene din astea de nedescris. Asta e o scenă reală din pogromul de la Iași. Cuvântul pogrom este de origine rusească. Și obiceiul tot de acolo. Aici în Răsărit n-a existat inchiziții. Deci se ridică poporul și îți dă sapă în cap sau cum știu. Cum l-a omorești pe fratele Oresciuc la, cum îi zice, la Frătăuți. Aici puteți observa în stânga un tren al morții în care sunt urcați cu forța evrei. Erau plimbați pe calea ferată și lăsați pe niște linii moarte pe acolo, înghesuiți niște vagoane, fără nimic, fără apă, fără nimic. Asta este, mă rog, asta arată unde poate să ducă chiar și un popor foarte tolerant, la un moment dat poate să ajungă să nu ne încredem niciodată în oameni. Imagine de la Muzeul Holocaustului. Să încearcă în multe locuri să se facă educații copiilor și așa ca să se imprime asta în minte, să nu se uite și ca oamenii să fie orientați corect, să nu se educe un spirit de ostilitate față de un popor sau altul. Bine ar fi să se țină seama de asta. Cât privește sionismul, ați auzit de termenul acesta, ce este sionismul acesta și de unde a pornit? Realitatea este că înainte de a exista un sionism iudaic, a existat un sionism creștin, un sionism, un așa numit dispensaționalism. Părintele sau pionierul acestui dispensaționalism a fost John Nelson Darby. El este fondatorul unei mișcări. E pornit din zona Marii Britanii, Irlanda, de acolo. Darby a fondat o mișcare numită Plymouth Brethren, frații de la Plymouth. În România sunt cunoscuți sub numele de creștini după Evanghelie. Acum, s-au format atunci cel puțin două curente principale. Cei din România nu socotesc că Darby ar fi neapărat pionierul lor, mai degrabă George Müller. Dar, teologic vorbind, cu teoria asta dispensaționalistă, John Darby a început și apoi au fost și alți contemporani ai lui care au acceptat o asemenea teorie. John Darby a trăit pe vremea milenarismului, a mișcării milenariste protestante din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Adică pe vremea în care în America activa mișcarea milerită, mișcarea adventistă, care mișcare nu a acceptat dispensaționalismul sau sionismul creștin. Dar restul milenariștilor au acceptat ideea asta și până astăzi Asta este efectul. Până astăzi, evanghelici, ați observat, și în special cei din America, sunt foarte sioniști, dispensaționaliști și socotesc că evreii au un rol special în planul lui Dumnezeu în cele din urmă. Theodor Herzl, un evreu, un jurnalist evreu din Austria, este cel care a fundamentat teoretic și
politic în același timp, sionismul printre evrei. Apoi, ceea ce observați aici, William Heckler și Arthur Balfour au fost alții care au contribuit la sionismul iudaic, în special Balfour, prin declarația lui, a fost și prim-ministru al Marii Britanii, prin declarația lui, care era oficială din partea Angliei, a permis evreilor să se așeze în Palestina și să-și facă un cămin național, în timp ce Marea Britanie avea un mandat asupra Palestinei. Adică răspundea, pentru că Imperiul Otoman, după 1922, a dispărut. Și Marea Britanie supraveghea zona respectivă. Există mai multe tipuri de sionism. Sionismul acesta are rădăcini adânci în mesianism, în profețiile despre repatriere și de restaurarea poporului evreu. Sionismul creștin a precedat mișcarea sionistă cu multe decenii. De obicei se numește dispensaționalism, pentru că se socotește că istoria mântuirii, planul lui Dumnezeu, e împărțit, sau așa e studiat de către ei, a fost împărțit în mai multe perioade, de obicei se spune în 7 dispensații, iar ultimele ar fi acestea, dispensația legii de la Sinai la Iisus Hristos, apoi dispensația Harului, mai departe și în sfârșit iarăși revenirea la iudaism, la lege. Joseph Wolff, unul dintre mari misionari milenariști din secolul XIX, despre care vorbește și Ellen White, avea și el concepția asemănătoare, dispensaționalistă, deși nu a pus accentul pe asta, dar era un dispensaționalist. Iar Edward Irving, cel care a tradus cartea lui Manuel de la Cunsa, iezuitul despre care vorbește Ellen White, așa, și el a îmbrățișat acest dispensaționalism. A fost un mare predicator, Irving, foarte talentat, dar cam excentric. Profețiile repatrierii și ale restaurării lui Israel. Sunt multe asemenea profeții, nu putem să le luăm pe toate în discuții, dar așa câteva, ca să ne dăm seama despre ce este vorba. Iosif, de exemplu, le vorbește evreilor, Domnul vă va aduce înapoi, în cazul acela, adică din Egipt în Canaan. Era o repatriere de genul acesta. Moise spune, Domnul te va aduce înapoi, și nu doar în Deuteronom 30, în mai multe alte locuri, arată că dacă vei fi necredincios Domnului și nu-L vei asculta, atunci Domnul va trimite peste tine popoare care te vor subjuga, așa, și vei fi dus departe de țara ta, dar și acolo, dacă îți vei aduce aminte de Domnul și vei striga la El, Domnul îți va răspunde și te va aduce înapoi, da? Ideea asta a repatrierii. În Isaia, în special sionismul are versetele astea din Isaia 43 cu 5 la 7 ca fiind foarte reprezentative pentru mișcarea lor. Dar acolo este vorba în Isaia, în primul rând, despre israeliții din nord, care nu s-au mai întors niciodată și care au dispărut. Ieremia vorbește în foarte multe locuri despre aceasta și nici nu ne mirăm, pentru că Ieremia a trăit chiar înainte de a fi distrus Ierusalimul și puțin după aceea. De aceea profețiile lui, în mod normal, trebuie să se aplice la iudaismul din perioada respectivă, ca evreii aveau să se repatrieze în Iudeea și să fie din nou restaurați și templul și Ierusalimul și toate celelalte. Ba mai mult, acolo ni se spune că Israel și Iuda vor veni împreună, ceea ce nu s-a întâmplat. Numai Iuda a venit și cu, mă rog, semințile care țineau de Iuda, adică Beniamin, Levi. Ezechiel,
foarte multe profeții cu privire la restaurare și foarte spectaculoase. Restaurarea Ierusalimului și a Samariei, Ezechiel a trăit tot în exil. Dar și a Sodomei și a Egiptului. Înțelegeți? Nu doar în Israel. Se vorbește însă despre o repatriere totală, adică a tuturor evreilor, și o restaurare completă a regatului davidic. După exil va fi restaurat regatul lui David, ceea ce nu s-a întâmplat. De aceea dispensaționaliștii sau sioniștii creștini consideră că de moment ce nu s-a întâmplat, urmează să se întâmple în viitor. Dacă nu acum, atunci în timpul mileniului. Deci mileniul reprezintă așa o zonă de refugiu teologic pentru toate aceste neîmpliniri din trecut. Și nu numai atât, Ezechiel vorbește despre ridicarea unui nou templu, un templu extraordinar de spectaculos, mai grozav decât al lui Solomon, dar un templu nu doar ca o clădire, ci cu tot ritualul, cu preoție, cu jertfe, cu sărbători, cu toate astea. Întrebarea foarte serioasă este dacă un asemenea templu s-ar reconstrui după profeția lui Ezechiel, atunci înseamnă că epistola către evrei și inclusiv creștinismul și jertfa Domnului Hristos n-au nicio noimă. Deci, această gândire schizoidă cu privire la planul lui Dumnezeu, un plan pentru biserică, unul pentru Israel, unul cu harul, celălalt cu legea și așa mai departe, și se schimbă de la o epocă la alta, face o imagine a lui Dumnezeu greu de suportat. Da. Osea vorbește de asemenea despre restaurarea Israelului din nord, condiționată de pocăință. Ioel, dacă citim capitolul 3 din Ioel, este cel mai spectaculos ca să-l aplici la situația de astăzi, dacă vrei. Dar dacă citești mai profund, observ că apostolii în Noul Testament, Petru, de exemplu, aplică profețiile lui Ioel la binecuvântările date lui Dumnezeu bisericii, însemnând evrei și neevrei care au primit pe Hristos. Iisus este marea piatră de încercare aici. În funcție de El explicăm toate celelalte. Dacă nu plecăm de la Hristos, de la Iisus din Nazaret, care este Mesia, atunci putem să construim cu Biblia tot felul de scenarii care n-au nicio legătură cu realitatea, cu viitorul. În Amos, primele două capitole, Amos condamnă crimele de război ale vecinilor împotriva lui Israel și împotriva țării. Dar vreau să spun un lucru. Chiar dacă eu nu cred că Israel mai are astăzi rolul pe care l-a avut cândva de popor special ales al lui Dumnezeu, de întâi născut, ca să spunem așa, între popoare. Chiar dacă nu mai are statutul acesta, totuși, el are un statut de popor, ca și celălalt, dacă înainte de asta noi ceilalți eram nu întâi născut, ci al doilea, al treilea și așa mai departe și eram tot copiii lui Dumnezeu, adică Israel era întâi născut și noi eram frații mai mici, da? Acum, e tot frate, chiar dacă nu este întâi născut, da? E tot frate și prin urmare, cum te porți cu fratele mai mic nu este mai puțin important de cum te porți cu fratele mai mare. Dacă citiți Amos 1 și 2, acolo vedeți cum vede Dumnezeu crimele de război. Este extraordinar de interesant. Obadia, tocmai am citit din Obadia, nu mai revin. În Mica se vorbește despre iertare și restaurare, un scenariu asemănător cu al lui Isaia. În Sefania este iarăși o profeție foarte spectaculoasă pe care unii o aplică la situația de astăzi. Căci Gaza va fi părăsită, Ascalonul va fi pustit, Ascalon, da?
Poporul din Așdod va fi izgonit ziua în amiaza mare și Ecronul va fi smuls din rădăcini. Astea erau cetățile filistene din vremea aceea. Vai de locuitorii de pe malurile mării, vai de neamul cretiților. Cretiți sau cretani, de fapt, filistenii provin din Caftor, adică din insula Creta, de asta îi spune aici cretiți. Așa a vorbit Domnul împotriva ta, Canaane, țara filistenilor. Te voi nimici și nu vei mai avea locuitori. Bun, asta nu este o profeție despre palestinienii de astăzi sau despre Arad sau despre... Da? Este o profeție lansată atunci, pe vremea lui Țefania, și care s-a întâmplat. Deci putem urmări în cursul istoriei. Malurile mării vor ajunge izlazuri de pășunat, locuințe pentru păstori și târle de oi. Malurile acestea vor fi pentru rămășițele casei lui Iuda, acolo vor paște, se vor odihni seara în casele Așcalonului, căci Domnul Dumnezeul lor nu îi va uita și va aduce înapoi pe prinșii lor de război. Tema asta a aducerii înapoi, așa, unii o aplică la Israelul din era creștină, care a tot revenit treptat în vechea patrie. Sau mai departe, în Moab. Am auzit ocările Moabului și bagiocurile copiilor lui Amon când defăimau pe poporul meu și se ridicau cu trufie împotriva hotarelor lor. De aceea, pe viața mea, zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, că Moabul va fi ca Sodoma și copiii lui Amon ca Gomora, un loc acoperit cu mărăcini, o groapă de sare, un pustiu veșnic. Rămășița poporului meu îi va jefui, rămășița neamului meu îi va stăpâni. Deci unii aplică asemenea cuvinte sau le explică ca și cum ar fi niște profeții rostite cu, în mod special la situațiile de astăzi. Cred că este o greșeală din mai multe puncte de vedere. Mă rog, profeția lui Zaharia. Zaharia are foarte multe profeții care se referă la vremurile din urmă, la asediul Ierusalimului, la intervenția lui Dumnezeu. Urmează profeția lui Daniel. Profeția lui Daniel, așa cum este ea tradusă cel puțin în Cornilescu, favorizează o anumită citire dispensaționalistă. De fapt, Cornilescu era tot, adică a trecut la creștinul Evanghelie. Când se zice aici, el va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână, dar jumătatea săptămânii va face să-mi citeze jertfa și dar de mâncare, dispensaționaliștii aplică la Antichrist, care, pentru că Antichristul este cel care a distrus jertfa necurmată, a înlăturat jertfa necurmată și a așezat urăciunea pustirii. Și atunci, ca să iasă scenariul acesta, iată cum înțeleg ei că de la o dată a restaurării Ierusalimului, 444 înainte de Hristos, asta este al doilea decret al lui Artaxerxe, după aceea calculat pe ani, numai pe ani lunari, nu știu cum, foarte complicat, se ajunge cu 69 de săptămâni până la anul 33, când chipurile ar fi fost jertfit Domnul Hristos. După care, deci în momentul jertfirii Domnului Hristos, spun ei, ceasul profetic s-a oprit și pentru Israel și intră, deci abia la sfârșit, în timpul strâmtorării, ultima săptămână de aici, de 7 ani, împărțită în 3 ani și jumătate și 3 ani și jumătate, despre care vorbește Apocalipsa, aceea va fi săptămâna lui Antichrist, timpul strâmtorării, iar evreii care au fost cu dispensația legii până la Hristos vor avea din nou acest sistem al dispensației legii. Prin urmare, valabil în continuare, templu cu tot ce se întâmplă. Din cauza asta veți auzi mereu și veți găsi pe internet tot felul de informații, că templu este gata să se rezidească. Toate aceste informații provin din medii dispensaționaliste, evanghelice, pentru că la ora asta majoritatea evanghelicilor sunt dispensaționaliști,
Și ei cred că templul se va reconstrui. Iar între datele acestea, de la moartea Domnului Hristos și până la timpul strâmtorării, ei cred că este perioada bisericii, care este perioada Harului, adică dispensația Evangheliei, care, spun ei, că nu este prevăzută în profeții. Profețiile nu vorbesc despre asta și că de asta Pavel spune că biserica, cu includerea neamurilor, a neevreilor, reprezintă o taină care n-a fost cunoscută mai dinainte. Mă rog, chiar dacă este greșită teologia asta, dar să știți că are o anumită armonie, așa, și o anumită eleganță, ca să spun, deși în substrat îl prezintă pe Dumnezeu într-o lumină foarte ciudată. Iar pentru ca să se ajungă la ultimele evenimente, de asta Dumnezeu ar fi adunat înapoi în Palestina pe evrei, ca să creeze un stat acolo, și că instituirea statului evreu ar fi un semn al timpului. Iar timpul, la începutul timpului strâmtorării, biserica va fi răpită în mod nevăzut, deci la o venire nevăzută a Domnului Hristos, iar la sfârșitul timpului strâmtorării are loc venirea vizibilă a Domnului Hristos cu sfinții pe pământ, după care urmează mileniul pe pământ, când toate profețiile care nu s-au împlinit despre mărirea lui Israel se vor împlini. Sunt anumite lucruri de aici interesante, eu le-am spus unora care foarte mult susțin treaba asta, că evreii se vor converti în masă și că nu știu ce, să dea Dumnezeu să fie așa, n-am nimic împotrivă. Numai că dacă aici este vorba de faptul că Dumnezeu manipulează o întreagă generație ca să se pocăiască, am o problemă, i-a spus, Doamne, nu te supăra, manipulează și pe ceilalți. Te rog frumos, nu? Adică, trecem peste asta. Parabola smochinului. Dispensaționaliștii spun că smochinul din Matei 21 reprezintă pe poporul evreu, ceea ce poate să fie, că nu se poate înțelege altminteri incidentul acela cu smochinul neroditor care a fost blestemat, decât dacă este o parabolă. Altminteri, te gândești de ce Domnul Hristos să se supere așa tare pe un copac, nu? Adică răbda pe unii cu mojicii mari, nu? Și pe un biet copac să se supere și zică să nu mai dea în veci ori din timp. Sigur că trebuie să fie ceva aici. Da, deci ei spun că asta înseamnă, se referă la poporul evreu. Și că ceea ce este scris în Matei 24, când veți vedea că înmugurește smochinul, ei spun că se referă la același lucru, tot la Israel. Adică, din nou, Israel își revine ca popor special, ca stat, ca națiune. Numai că, dacă citim cu atenție în alte evanghelii, zice Marcu, Luca și mai departe, când citim acolo, zice, când veți vedea smochinul și toți ceilalți copaci, că nu, deci nu e vorba doar de smochin acolo, și e vorba de o simplă comparație. Atunci, știți că vara este aproape, da? Este o simplă comparație și nu se referă la poporul evreu. Asta chiar dacă am spus că au și ei dreptul la un loc de refugiu, un stat al lor. Parabola măslinului din Romani 11. În Romani 11, n-aș vrea să mai citesc din nou parabola aceasta, dar vreau să mă refer la susținerea lui Pavel când zice
Dacă alunecarea lor a fost o bogăție pentru lume și paguba lor a fost o bogăție pentru neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerii lor? Deci, sugerează că va exista o plinătate a întoarcerii lor. Sau, căci dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi printre primirea lor din nou decât viață din morți? Apoi vorbind credinciosului creștin, neevreu, din Roma, fiindcă dacă tu, care ai fost tăiat dintr-un măslin care din fire era sălbatic, ai fost altoit împotriva firii tale într-un măslin bun, cu cât mai mult vor fi altoiți ei, care sunt ramuri firești în măslinul lor. Fraților, pentru că să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta, iarăși o taină, da? O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ține până va intra numărul de plin al neamurilor. Va intra numărul de plin al neamurilor. Deci, aici, în textul grecesc, este aceeași exprimare ca și dincolo cu plinătatea întoarcerii evreilor. Același cuvânt, pleroma, care înseamnă plinătate sau completare sau partea care mai rămâne până la completare. Iar dispensaționaliștii gândesc aici într-un sens calvinist predestinaționist, adică dacă Dumnezeu a hotărât un anumit număr de evrei, 144.000 în Apocalipsă reprezintă un număr exact de evrei care vor avea un rol special, nu că vor fi singuri evrei convertiți, dar deci, asta e în general scenariul care e prezentat de... E cum interpretarea acestei parabole. Vreau să spun, Pavel arată mereu că scenariul reprimirii lor ca popor ales este condiționat de pocăință și că în final numai o rămășiță va fi mântuită. Ceea ce e valabil pentru orice popor, pentru toată lumea. Acum, să dea Domnul ca rămășiță aia să fie cât mai mare, poate să fie toți. Adică dacă Dumnezeu reușește să facă așa ceva ca să convertească pe toți în cele din urmă, eu sunt primul fericit. Dar trebuie să fim realiști față de Scriptură, pentru că Scriptura vorbește despre faptul că în cele din urmă, nu? Apocalipsa este foarte clar în privința asta. Majoritatea lumii va accepta varianta proastă din nefericire. Să nu fie așa. Eu nu sunt dornic să se împlinească nici Apocalips 13, nici așa, numai Apocalips 18, cu aia țin, aia vreau să se împlinească. Deci, ce se spune acolo? Dacă împietrirea și despietrirea iudeilor sunt înțelese ca o intervenție suverană, manipulativă în conștiința omului, ca un act supranatural, necondiționat, se ridică întrebarea, de ce nu i-ar despietri Dumnezeu pe toți oamenii ca să nu mai aibă probleme? Apostolul Pavel vorbește nu doar despre plinătatea lui Israel, ci și despre plinătatea neamurilor. Dacă una înseamnă totalitate, atunci și cealaltă este la fel și a rezultat că la sfârșit toată lumea este împăcată cu Dumnezeu. 4. Chiar dacă profeția se va împlini astfel în totalitatea lui Israel și în totalitatea popoarelor, aceasta ar însemna un calcul straniu care ignoră generațiile de miliarde de oameni care au trăit mai înainte. Adică din vremea lui Pavel și până astăzi au fost atâtea generații de evrei și generații de neevrei, nu? Care s-au mântuit sau s-au pierdut? S-au mântuit unii oameni, Dumnezeu știe care, nu? Dar nu s-au mântuit popoare întregi sau generații, nu s-au mântuit. Iar ceea ce prevedea Pavel acolo foarte frumos, chiar dacă se întâmplă acum la sfârșit, întrebarea este de ce s-a întâmplat în perioada asta, de până acum, de ce nu s-a putut realiza așa ceva? În mintea lui Pavel și a tuturor apostolilor, generația sfârșitului era cea prezentă, adică generația aceea. El nu avea în minte perspectiva asta a două milenii de până... Nu se gândea la generația noastră el când scria treaba asta, sau la generația de evrei de astăzi.
El se gândea la generația aceea, la oamenii aceia pe care îi cunoștea, la rudele lui, cum zice, pe care îi iubea și pentru care și-ar fi dat și viața. Deci, Pavel nu aștepta despietrirea evreilor după 2000 de ani, ci vorbea despre generația aceea care respinsese pe Iisus, așa cum făcuse și el cândva. Și el spera că dacă el le va spune experiența lui, vor înțelege, dar din nefericire au fost extrem de împotrivitori. Ce trebuie să știm despre aceste profeții, în principiu? Că profețiile acestea clasice sunt condiționate. De ce le numim clasice? E vorba de profețiile obișnuite ale Vechiului și Noului Testament. Adică toate profețiile în afară de Daniel și Apocalipsa. Ele sunt revelații, Daniel și Apocalipsa sunt niște revelații acoperite, codificate, le numim profeții apocaliptice. Da? Profețiile clasice își au principiul exprimat în Ieremia 18, unde spune, când zic despre un popor că îi voi face așa, deci profeții optimiste, dacă poporul acela nu ascultă de mine, atunci îmi pare rău de binele pe care voiam să-l fac. Deci asta este o chestiune pe care foarte mulți creștini și evrei nu înțeleg. Deci nu se ia. Adică profeția este considerată ca o rostire despre o cunoaștere a viitorului precis, așa cum va fi, și odată rostită trebuie să se împlinească. Dacă nu acum, mâine, poimene, cândva, trebuie să se împlinească. Ori realitatea este diferită. În adventism găsim principiul acesta exprimat pentru prima dată. M-a surprins când am găsit într-un comentariu la Daniela lui John Andrews, în introducerea lui. Apoi în scrierile Lenny White găsim și în introducerea la volumul 4 din comentarii, un capitol care este scris de Raymond Cottrell, rolul lui Israel în profeția biblică. Apoi a mai apărut sub forma unor articole, o serie de articole, profeții suspendate, din Curier în 2020. Câteva exemple. Regele Iosia îi spune profetesa Hulda că avea să moară în pace. Îi profețește că el va muri în pace, adică va muri de moarte bună. Nu prea mulți regi mureau de moarte bună. Dar știm că cum s-a împlinit, profeția nu s-a împlinit așa. Pentru că Iosia s-a băgat într-un război unde nu Dumnezeu îl trimisese și a fost și avertizat, dușman chiar, să nu se bage, a suferit consecințele. El probabil s-a bazat pe profeție. Este invulnerabil că a fost spus cuvântul Domnului cu privire la el. Nu ești invulnerabil când nu asculți de Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu ți-ar fi prezis tot cerul. În Matei 19:28, foarte interesant, Domnul Hristos le profețește celor 12 că ei vor, în împărăția care urmează, vor judeca pe cele 12 semințiale lui Israel. Vor sta pe 12 tronuri și vor judeca, da? Deci vor conduce în împărăția Domnului. De față era și Iuda printre ei atunci. Și Domnul a vorbit despre 12 tronuri. Deci era și tronul lui Iuda pregătit, nu? Logic. Dar Iuda și-a ales creanga. Banii și creanga. Avem profeția clasică a Domnului Hristos din Matei 16 și apoi din Matei 24, unde venirea Domnului Iisus este profețită, promisă pentru acea generație. Nu e niciun secret că nu s-a împlinit profeția asta, nu? Și aici nu mai este vorba numai de evrei. Nu este doar eșecul evreilor aici. Isaia capitolul 2. Toată lumea va fi pacificată, prefaceți săbile în pluguri, da?
și toți vin în pelerinaj la Ierusalim și învață legea Domnului și nu se mai bat între ei. Când s-a împlinit treaba asta? Nu-i dispensațional și spun să va întâmpla în timpul mileniului. Biblia vorbește altfel despre mileniu. Dar să știți că numai noi, adventiștii, credem că în timpul mileniului pământul va fi pustiu. Toți ceilalți creștini care mai cred în mileniu, cred că va fi populat pământul și așa au crezut și mileriții. În fine, trecem peste multe dintre ele. Ar mai fi câteva de spus, dar deja este destul de târziu și nu știu dacă mai aveți răbdare să mai stați, vă mai interesează continuarea. Da? Câteva cuvinte despre palestinieni. Asta este o imagine din Gaza, așa cum arăta, cum arată acum, găsiți pe internet, găsiți, vedeți la știri. Este moschea Al-Aqsa cu Domnul Stâncii în Ierusalim, care este al arabilor, pe locul vechiului templu. Așa că refacerea templului la Ierusalim este un vis interesant, dar fără niciun viitor. Palestinienii sunt o parte a lumii arabe. Numele lor vine de la numele vechilor filisteni, adică de la numele vechilor filisteni, grecii și romanii au dat numele Palestina acelei zone geografice și după ce a fost distrus statul iudeu, romanii au numit provincia Palestina. Deci numele iudeii a fost șters. Nu doar că Ierusalimul a fost distrus. Pe vremea cuceririi arabilor, când Palestina a fost cucerită de arabi, evreii din Palestina erau deja o minoritate. Locuiau mai ales în Ierusalim, Tiberias și Safed. În afară de ei, majoritatea populației era diversă. Creștini, bizantini sau de alte confesiuni, samariteni, sirieni, beduini, nomazi și arabi. Vechile popoare care locuiseră în regiune, filisteni, fenicieni sau triburile înrudite cu evreii, vorbeau acum aceeași limbă, aramaica, și se distingeau doar din punct de vedere religios. Când au venit arabii, au fost influențați localnicii să se arabizeze și să se islamizeze. Asta nu s-a întâmplat dintr-o dată. Dar în cursul secolelor, populația a vorbit arabă, n-a mai vorbit aramaică, și religia islamică. Deci asta e populația care era acolo, indiferent de origine, de unde se trăgeau. Și mulți în Orient au fost creștini. Deci au fost multe ramuri ale creștinismului în Orient, cum au fost nestorienii, iacobiții și mulți alții. Puține au mai rămas dintre ei. Majoritatea popoarelor, creștinii din Arabia, de exemplu, și din multe alte zone din Orient, au devenit islamici, așa cum au devenit și creștinii din Anatolia, unde au fost cele 7 biserici. Au devenit islamici. Și vorbesc turcă astăzi și țin religia. Și unii dintre ei sunt chiar foarte, așa, din vestul Turciei, sunt ceva mai deschiși, dar mai spre răsărit sunt destul de radicali. Observați cât de repede s-a răspândit islamul. Deci, Muhammed și-a început în 622 opera asta de islamizare cu Sabia. Și din 622 până în 632, observați că întreaga peninsulă arabică este cucerită și islamizată. După aceea, între 632 și 661, observați cu un maro mai deschis cât de mare întindere a fost cucerită de islamici. Și acolo erau creștini.
Bineînțeles, și evrei erau. Iar ceea ce vedeți cu galben reprezintă ultimele cuceriri ale cuceriri din zona asta, că apoi mai târziu islamul s-a răspândit până în India, în Indonezia, și în Africa, mult mai jos. Da, până prin anii 750, observați că și o mare parte din Spania a fost sub arabi, multă vreme. Da. Cum vă amintiți că atunci când Domnul a întâlnit-o pe Agar în pustie, i-a ascultat rugăciunea, să spunem așa, a sfătuit-o să se întoarcă înapoi la de unde plecase. Cineva zicea că Domnul a trebuit să despartă pentru că era vorba de poligamie. Observați că Dumnezeu, cele din urmă, a fost separată de familia lui Avraam pentru că era... crea probleme, era conflictuală, da? Dar inițial, când a plecat ea de la sine și Dumnezeu a întâlnit-o și a sfătuit-o să întoarcă înapoi și să fie supusă sarei. Și s-a întors înapoi. Înseamnă că fata avea totuși un fond bun. Din păcate, nu și-a păstrat până la sfârșit. Dar Dumnezeu i-a prezis atunci că... Deci i-a spus că este însărcinată și va naște un copil căruia îi va pune numele Ismael, Dumnezeu ascultă, și i-a spus câte ceva, așa i-a schițat o istorie acestuia și, între altele, îi spune el va fi ca un măgar sălbatic. Deci dorința asta de libertate, să spunem, sălbatică. Și, în același timp, mâna tuturor va fi împotriva lui și mâna lui împotriva tuturor. Adică în conflict cu toată lumea. E adevărat că ismaeliții au fost strămoșii arabilor de nord și că islamicii, chiar dacă vin din Arabia propriu-zis și se trag din multe alte feluri de arabi, au păstrat tradiția asta ismaelită. Și consideră chiar că Ismael a fost alesul și nu Isaac. Și că Mohamed este cumva împlinirea profeției despre Ismael și au ei o întreagă viziune despre chestiunea asta. Dar aș vrea aici să demontez o anumită idee care circulă, că uite, din cauza greșelii lui Avraam cu Sara, uite unde s-a ajuns. Dar o greșeală ca lui Avraam au făcut și alți oameni ai lui Dumnezeu în vremea aceea când exista sistemul ăsta al poligamiei. Și Iacov chiar a greșit mai mult decât Avraam în privința asta. S-a încurcat în niște situații, așa cum știți, dar asta nu a făcut pe Dumnezeu sau nu s-a întâmplat ca urmașii lui după aceea să devină să devină dușmani unii altora din cauza asta. Dușmănia au avut ei mai târziu, într-adevăr, unii dintre ei, dar pe cu totul alte motive și pe alte planuri decât separarea asta, că noi ne tragem din Bilha și voi vă trageți din Zilpa sau voi sunteți ai lei și noi suntem ai Rahele. Nu a fost chestiuni de genul ăsta. Deci, nu este bine să credem că o anumită greșeală a cuiva are cum să spun așa, ecouri peste milenii. Nu, chiar așa. Nu vreau să spun că o greșeală nu are influență. Începeți, de exemplu, cu greșeala lui Adam, nu? Aceea este catastrofală pentru întreaga lume. Și sunt și altele asemănătoare, dar nu chiar lucrurile astea. Ce vreau să spun că nu a existat niciodată un stat palestinian în zonă. Arabii din zona asta a Palestinei au fost mai întâi au fost sub diferite forme de stat islamice, sub califate arabe, până când au venit turcii selgiuchizi, după aceea turcii otomani
și au stat multă vreme sub otomani până în 1922, când Imperiul Otoman a căzut și după aceea au rămas sub mandat britanic. Iar evreii au venit în perioada asta, bine, evreii au venit chiar deja din timpul Imperiului Otoman și s-au așezat acolo. S-au așezat pașnic. Și mai târziu, de asemenea, sub mandatul britanic.